Evenimentul astronomic rar care tocmai ce s-a produs la data de 21 decembrie 2020 i-a pus pe jar pe astrologi, care mai de care s-au întrecut a decreta această dată ca fiind data la care omenirea pășește din era peștilor într-o nouă eră ce va dura 2160 de ani, era vărsătorului. De ce este trecerea de la o eră astrologică la alta un motiv de discuție și dispută? Pentru că o eră astrologică influențează și delimitează o anumită perioadă de progres și decădere a civilizațiilor. Uitându-ne în urmă și analizând atent și minuțios istoria ultimilor 2160 de ani, nu putem să nu ne întrebăm ce viitor pregătește omenirii era vărsătorului. Haideți să definim ce este o eră astrologică și cât de precise sunt evaluările astrologice cu privire la data de 21 decembrie 2020, în sensul că această dată ar reprezenta data trecerii omenirii din era peștilor în era vărsătorului. Din punct de vedere astronomic, nu astrologic, lucrurile sunt ceva mai simple. Pe 21 decembrie 2020, data solstițiului de iarnă sau începerea iernii astronomice, avem cea mai scurtă zi din an, 8 ore și 50 de minute, respectiv cea mai lungă noapte din an, 15 ore și 10 minute. La această dată, planetele Jupiter și Saturn se vor apropia foarte mult una de cealaltă, fenomenul fiind vizibil cu ochiul liber. Dacă l-ați ratat, următoarea apropiere dintre Saturn și Jupiter se va produce pe data de 15 martie 2080. Din punct de vedere astrologic însă, lucrurile se complică. Evenimentul astronomic de apropiere a celor două planete este descris ca fiind Marea Conjuncție sau aliniere în semnul vărsătorului care nu a mai avut loc de 400 de ani dintre Saturn și Jupiter, cele două mari benefice, după caz malefice. Conjuncția dintre Saturn și Jupiter în semnul vărsătorului este în contrast cu evenimentul astronomic Stellium Capricorn din ianuarie 2020, când cele două planete, alături de alte repere astronomice, s-au aflat în semnul Capricornului. Ianuarie 2020 a marcat începutul pandemiei pe care omenirea încă nu a rezolvat-o. În astrologie, atât Jupiter cât și Saturn guvernează problemele sociale din viața noastră și formează un anumit aspect de conjuncție doar la fiecare câteva decenii, așa că atunci când o fac, este un semn că ni se pregătește ceva. Din această cauză, Marea Conjuncție dintre Saturn și Jupiter este considerată una extrem de benefică. Despre zorii erei vărsătorului se tot vorbește încă de pe la anul 1844. Astrologii nu s-au pus de comun acord cu privire la data sau perioada în care omenirea va trece din era peștilor în era vărsătorului. Felurite calcule astronomice plasează data începerii erei vărsătorului între anii 1437 după Hristos și 3597 după Hristos. Întâmplător sau nu, ne aflăm în perioada anilor 2020-2021,
Vorbim deci despre o diferență de 2160 de ani. Singurul mare semn în virtutea căruia cei mai mulți astrologi consideră data de 21 decembrie 2020 ca fiind data la care omenirea va trece în era Vărsătorului, este această mare conjuncție dintre Saturn și Jupiter. Ce semnifică această diferență de 2160 de ani? La aproximativ fiecare 2160 de ani, poziția Soarelui în momentul echinocțiului de primăvară se va fi mutat într-o nouă constelație zodiacală. Dacă înmulțim 2160 de ani cu numărul 12, aferent constelațiilor zodiacale, obținem 25.920 de ani, perioadă supranumită un an mare al Soarelui, an în cursul căruia astrul care menține viața pe Pământ trece prin toate cele 12 semne zodiacale. Sunt calcule care vorbesc despre 2150 de ani, nu 2160, și despre 13 semne zodiacale, nu 12. Al 13-lea semn fiind, conform ultimelor descoperiri ale NASA, Ophiuchus. Un videoclip despre noua descoperire a Agenției Spațiale Americane puteți urmări pe Plus Infinit TV. Aveți linkul în descriere. O eră astrologică reprezintă deci timpul mediu necesar pentru ca echinocțiul de primăvară să se deplaseze de la o constelație zodiacală la alta. Nu intrăm în detalii astronomice cum ar fi precesiunea echinocțiilor, adică oscilația axei Pământului sau deplasarea lentă a punctelor echinocțiale în sens retrograd pe eliptica Pământului. Ne vom limita la considerațiunile astrologice ale acestei ere a Vărsătorului. Analizele minuțioase ale astrologilor reputați concluzionează că scăderea influenței religioase, creșterea raționalismului științific, concentrarea crescândă asupra drepturilor omului începând cu anii 1780, dezvoltarea tehnologiei plus apariția zborului și a călătoriilor spațiale sunt dovezi clare ale zorilor epocii Vărsătorului. Fie că ne aflăm deja în era Vărsătorului de mai mult de 200 de ani, fie că tocmai ce am pășit în această nouă era astrologică, Vărsătorul este asociat cu electricitatea, computerele, zborul, democrația, libertatea, umanitarismul, idealismul, modernizarea, astrologia, dar și cu tulburările nervoase, rebeliunea, neconformismul, filantropia, setea de adevăr și perseverența. Semnele de aer, în general, reprezintă intelectul și ideile, iar Vărsătorul, în mod special, este semnul inovației, tehnologiei și revoluției. Citeam de unăzi un articol despre previziunile sumbre făcute de David Beasley, șeful Programului Alimentar Mondial din cadrul ONU, recent laureat al Premiului Nobel. Acesta susține că anul 2021 va fi anul unei foamete de proporții biblice. Dacă miliardarii lumii nu vor sprijini țările care se confruntă din ce în ce mai acut cu acest fenomen cumplit al foametei, anul 2021 se anunță a fi unul catastrofal. Să sperăm că marele eveniment astronomic din 21 decembrie 2020 este un semn care îl contrazice pe specialistul ONU, un semn care prevestește că omenirea va fi mult mai interesată de bunăstarea și de creșterea spirituală colectivă. Asupra calculelor, astrologii încă nu s-au pus de comun acord, însă în ceea ce privește caracteristicile acestei ere există unison. Era Vărsătorului este perioada în care umanitatea preia controlul asupra Pământului, moștenirea sa de drept și asupra propriului său destin, identificându-l ca fiind extinderea conștiinței și revelarea adevărului. Concluziile generale sunt că era Vărsătorului va fi era în care din ce în ce mai mulți oameni vor experimenta iluminarea minții și vor fi recunoscuți drept liderii luminoi.
să fie data de 21 decembrie 2020 momentul trecerii omenirii în noua era a vărsătorului pentru următorii 2160 de ani? Cred că mai degrabă putem simți decât ști cu exactitate. Voi ce credeți? Am intrat sau nu în era vărsătorului? Este marea conjuncție dintre Saturn și Jupiter un semn bun pentru omenire sau nu? Eu zic că dacă în aceste clipe ne pasă de semenii noștri care nu au ce pune pe masă sau care poate nici masă nu au, vom fi făcut deja marele pas în noua era vărsătorului. Pe curând și fie ca marele eveniment astronomic din 21 decembrie 2020 să fie momentul deschiderii voastre spre adevărata lumină, toate celelalte vor veni pe deasupra.